Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi avem în vizor activitatea Antonetei Ioniță, aleasă în circumscripția electorală numărul 9 Brăila pe listele PNL. Acesta este primul său mandat de deputat. Face parte din Comisia pentru Sănătate și Familie. Înainte să ajungă în Parlament, Ioniță a fost medic șef UPUS Murd Brăila. Acum, în paralel, este și medic primar în cadrul propriei firme de servicii medicale. Sunt medic la noi aici, în Brăila, de peste 20 de ani și în fiecare zi văd pacienți care au dreptul la sănătate. Pentru ei, pentru copiii lor, România trebuie să se schimbe, să devină o țară mai bună. Activitatea sa din acest prim mandat este la nivel mediu, dacă facem comparație cu alți colegi parlamentari. 48 de luări de cuvânt, 30 de declarații politice, 26 de întrebări și interpelări, 76 de propuneri legislative, din care 5 promulgate legi și 12 moțiuni. De la preluarea funcției de deputat și până acum, deputatul PNL Brăila a vorbit 2 ore, 31 de minute și 11 secunde. Pe lângă inițieri de proiecte de lege și luări de cuvânt, parlamentarii trebuie să participe la vot. În acest mandat, Antoneta Ioniță a avut 1877 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 56%. Intervențiile sale în plen au vizat plafonul la medicamente compensate, eșecul sistemului informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau dreptul la viață al bolnavilor de diabet. Bolnavii de diabet de tip 1 au nevoie de ACE, de testere pentru diabet și de diferite tipuri de insulină pentru a lupta cu o boală care nu se vede, dar care în timp îi poate ucide. Au nevoie de injecții cu glucagon pentru situația în care apare starea de inconștiență generată de coma diabetică, doar că acest medicament sau altul similar nu se găsesc în România. Pacienții sunt obligați să-l cumpere din țări precum Ungaria, Bulgaria, Austria, la prețuri ce variază în jurul sumei de 25 de euro, devenind din nevoia de supraviețuire un fel de mici importatori de medicamente. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PNL Brăila încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PNL Brăila. O voce importantă a opoziției, luări de cuvânt importante despre probleme din sistemul sanitar, implicare în problemele comunității, fără probleme de integritate, fidelă partidului din care face parte, propuneri de legi număr relativ mare. Punctele sale slabe vizează faptul că a avut o prezență redusă la votul electronic. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 8 deputatului PNL Brăila, Antoneta Ioniță.